Atunci când trăiești prin ego, reduci întotdeauna momentul prezent la un mijloc de a atinge un țel. Trăiești pentru viitor și când îți împlinești țelul, el nu te satisface sau cel puțin nu pentru mult timp. Atunci când acorzi mai multă atenție lucrului pe care îl faci decât rezultatului la care vrei să ajungi prin lucrul respectiv, îți rupi lanțurile condiționării egotice. În acest fel, nu numai că devii mult mai eficient, dar ceea ce faci îți va aduce infinit mai multă bucurie și satisfacție.